Secția de boli infecțioase copii de la Spitalul Județean Arad este supraaglomerată. Au fost suplimentate paturile și 48 sunt acum ocupate. Alături de copii sunt internați și părinții lor infectați și tratați tot de pediatri. Cel mai mic pacient are câteva zile. Pe perioada internării, chiar și pacienții adulți, chiar la început, dacă ei se internează, să spunem, asimptomatici, dar pozitiv, de multe ori se întâmplă ca la 2-3 zile să le apară și lor simptome. Problema este cu patologia adultului, pentru care solicităm și consulturile pentru un infecționist pentru adulți. 75% dintre adulții infectați nu sunt vaccinați. Va trebui să punem chiar și doi pacienți într-un pat pentru a face loc și pentru alți pacienți. În ultimele 10 zile, peste 1000 de copii din Arad au fost testați pozitiv, nu au forme grave, dar mulți sunt internați la insistențele părinților, chiar dacă i-ar putea trata acasă. 75% dintre acești copii pozitivi provin din familii nevaccinate. Practic tot vaccinarea rămâne singura soluție. Este o situație fără precedent în valul 5. Cu toate că noi recomandăm pacienților telefonic și în urma consultului la cabinet să se prezinte la un consult, tendința este de a merge la spital. Își doresc o supraveghere permanentă, probabil, din cauza de frică sau teamă să nu dezvolte o formă severă. Specialiștii le recomandă părinților să se adreseze mai întâi medicului de familie. Acesta va trimite copilul bolnav la spital doar dacă va considera că starea pacientului impune acest lucru. Astfel, unitățile de primiri urgențe și paturile din spitale nu s-ar mai aglomera.